Bună seara! Bună din nou! Spuneți-mi, băieți, ce experiență aveți cu comenzile pitriene în ultima perioadă? În cât în timp ce vin? Sens? DDP sau DDO? DDP. N-am mai adus DDP. Ultima mea comandă de DDP mi-a venit în 3 săptămâni, record. Trebuia să vină pe 12 și pe 12 sâmbătă, m-a sunat curierul. Salut, am 18 colegi. Exact, asta m-a eu deja am o lună, stau pe loc. Da, da, poate fi oriunde 30 și 45 de zile. Sau. A ajuns în Europa? Mm-mm. Atunci ce întreabă, vezi că trenurile astea de DDP au GPS-uri, tu nu poți să verifici, dar agentul poate să verifice. Poți să întrebi, bă, unde ți-a mi-a verificat Stella, încă sunt în China, nu sunt în Europa. Ieri am mai plătit a doua comandă pe tren. Acum pregătesc o comandă pe avion pentru că nu am produs să vând. M-a sunat agentul de, ăsta de la EMAG și m-a întrebat, dar ce cu firma? Zic, n-am păi terminat. De ce nu mai ai vândut produsele toate? Da, mi-au rămas 3 produse, a câte 3 bucăți. Asta și... da problemă. Știu, da, cum, da. Serios. Chiar este o problemă, e frustrant. Știu. Da, da, pentru că sunt comenzile pe tren cântăresc în jur la 200 și ceva de kilograme. Sunt multe produse, dar trebuie să dau comandă pe aer pentru că stau pe loc. Răbdare, Pionela. Da, pe tren e pic așa și așa, ba pleacă, ba ajung mai bine, ba mai puțin bine, ca timp. Dar da, ias și pe avion și să nu rămâi fără până ajung alea. Răbdare, iar pe viitor, la următoarea comandă, încearcă să te alimentezi, nu știu, dacă ai buget, alimentează pe 3 luni. Dacă poți să faci chestia asta, produsele pe care le-ai vândut, gândește-i. Spune că ai avut experiență, vezi că ai vândut pe o săptămână și mulțești pe următoarele 12 săptămâni. Sau vezi că ai vândut într-o lună și mulțești ori 3 și a dus-o acolo ca să nu mai ai probleme. Oricum, piața crește de la an la an, dar măcar așa. Da, deja e o experiență, e o practică. Am un produs pe stoc, deci de când am cumpărat produsele pe avion, n-am vândut nicio bucată. Astăzi am vândut prima bucată. Se întâmplă, da. Vreau să zic, asta. Da, vreau să zic, nu, pentru ceilalți care nu vând, să nu dispere, că le vine rândul la un oricare moment. Acum, din câte produse ai lansat și câte ai rămas fără stoc? Și... deci am lansat undeva vreo 5 produse, am avut nu câte 5 bucăți, puțin mai mult, până în 10 bucăți, dar acum am rămas cu vreo 6-7 produse în cutia aia. Deci hai să vedem acum când vine. Da, deci din 5 produse diferite, la vreo 3 ai rămas fără stoc. Da. Bravo. Da, ideea e că am rămas fără stoc la produsele care cântăresc mai mult volumetric și le-am când am dat să dau comandă... mai... da, le-am dat comandă pe tren la mai multe bucăți. Dacă le aduc pe avion, nu-mi ies. Și am dat comandă mare pe tren să-mi vină. Și aștept cu sufletul la gură să-mi vină comanda că... Am înțeles. Trebuie să-i pentru vânzări. O să vină și comanda. Ionela. Da, mulțumesc. Felicitări, era un parcurs. Tu te-ai apucat de business-ul ăsta și fără să alegi business-ul ăsta și bă, că mergi foarte bine. Fără să... deci idei n-am avut. Uite, Cristina zâmbește așa. Știi, Cristina... soțul Ionelei a luat programul și nu s-a ținut de treabă și Ionela stai așa că ți-a arătă ție. Da, da, și... cumva mai mult, că eu l-am tachinat, de ce a cheltuit banii, pe ce a cheltuit. Cristina arăge că știe că vede și rândul ei acum. Da. Abia aștept să rămân și eu fără stoc. Și Ionela s-a apucat de treabă și felicitări și spor. O să ajungă, nu știm să zicem, e aiurea cu trenurile. Eu nici nu prea mi le urmăresc, bine, e alt treabă. Marius, Corina, da. A fost foarte bună perioada de Black Friday și vânzările își mențin ritmul. Uite că am uitat, zic, cine n-a apucat să completeze, ia să dau un link, să completeze
Uite, sondajul ăla vă să o faceți. Vedeți, cam așa a fost Black Friday-ul. Săgeata asta în sus și după aceea vânzările s-au păstrat. 8.000, 9.000 ceva, aproape 11.000, 9.000, 8.000, 8.000. Plus că mai sunt și comenzi pe Elefant și pe Team Deal. A fost chiar super anul ăsta. Na, urmează Black Friday de Ungaria și Bulgaria seara asta. Și pe celălalt cont, la fel, a fost nebunie. Am crește de 120 partea alta. Am pus link-ul din nou în chat. Cine n-a apucat să completeze sondajul ăsta, vă rog să faceți și săptămâna viitoare să prezintă. Ionela, mai ai ceva de spus tu? Nu, băieți. Ok, bun. Okay. David? Mai dacă îmi permiți, este pentru cei care au avut vânzări, da? Nu, care au împărtășit. Okay, da, bine, am pus acolo întrebare și nu, dar era mai mult pentru cine nu a avut ofertele de Black Friday, dar a făcut vânzări separat, s-au făcut și... Eu n-am intrat că okay, nu... Ok, nu, cine deci a făcut? Cine a făcut vânzări de Black Friday, dacă are plăcerea să prezinte și săptămâna viitoare facem show să vă arătăm ce se întâmplă pe total în comunitate. Că momentan sunt vreo 80 de răspunsuri, adică să facem măcar 100.